să fie o predică mai aleasă. Aș vrea să vă spun că suntem câștigați chiar dacă ascultăm cuvântul acesta citindu-se, cugetăm la el și îl credem. Cuvântul acesta îl putem înțelege fiecare. Nu e așa greu de înțeles. Dacă vorbim mai mult pe lângă el, cu atât mai bine. Biserica Ortodoxă era la un moment dat cu părerea aceasta, când cineva găsea citind din Sfânta Scriptură, îl oprea. Mai ales dacă era un om simplu de la țară, se ducea la preot și îi spunea, uite, am citit de acolo, îl întreba ce înseamnă, știi ce? Nu mai citi de acolo, e prea dificil pentru tine, tu nu poți să înțelegi. Tu n-ai școală, n-ai carte, stai deoparte, nu mai citi. Asta era atitudinea lor, am auzit-o de mai multe ori printre oamenii pe la țară. De altfel, Biserica Ortodoxă nici n-am auzit vreodată să răspândească Biblii. Au rămas, până nu de mult, au rămas tot cu scrierea aceea veche, din limba română veche. Și tot Biblia lor era tot în un limbaj acela, doar recent au făcut o versiune mai nouă. Fiindcă nu considerau important ca omul de rând să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în Biserica Pentecostală, credem că orice om care e bine intenționat și este sfătuit, orice om să studieze, să cerceteze Cuvântul lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu descoperă, nu omul, nu numărul îndelungat de ani de studii, ci Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, poate să descopere tainele care sunt ascunse în cuvântul acesta. Sunt anumite taine care nu pot fi încă descoperite. Dumnezeu spunea, de exemplu, la Daniel, de mai multe rânduri, îngerul acela îi spunea, pecetluiește. Și înseamnă că va veni vremea, totuși, când Dumnezeu va lua pecetea, când Dumnezeu va deschide ușa ca oamenii să înțeleagă, atunci se va înțelege. Dar cuvinte, vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus n-a vorbit cuvinte grele de înțeles. Și pildele pe care El le-a spus și care le-a spus ucenicilor de mult și oamenilor care l-au predicat, pildele acelea ucenicilor lor, lui, El le traducea, El le explica ce înseamnă. Și noi ce avem aici, în Biblia noastră, sunt pilde care sunt explicate de către ucenicii Domnului. În introducere vreau doar să spun câteva cuvinte despre începutul bisericii din Corint. Am citit câteva cuvinte din epistolul pe care Pavel o scrie către această biserică care s-a înființat în Corint. Și s-a înființat această biserică, era o biserică care Apostolul Pavel o iubea și pentru care se ruga și a fost El, la originea temerii acestei biserici, Apostolul Pavel, după ce s-a întors la Dumnezeu, el a făcut mai multe călătorii misionare. Vreo trei. Prima a fost mai scurtă, s-a rezumat acolo în jurul Israelului și Asia, regiuni de lângă Israel, pe urmă s-a întors din nou. A doua și a treia au fost călătorii mult mai lungi. Și în a doua lui călătorie, Pavel a ajuns în Filipii, trimis de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, a ajuns în biserica din Filipii, care era în Grecia, în Macedonia. Pe urmă a coborât mai jos în Tesalonic, apoi în Atena și până la urmă, în Atena, de se spune acolo că era întărâtat de mulțimea mare de idoli care erau acolo, de Dumnezei străini, de statui. Pe urmă a ajuns și în Corint. Și să știți că nici în Corint nu erau puțini acești Dumnezei străini, aceste statui. În paranteză vreau să spun că grecii erau renumiți prin marele număr de Dumnezei pe care le aveau. Aveau ăștia Dumnezei pentru toți. Aveau și zeița vânătorii, aveau și zeița înțelepciunii, aveau și Zeus pe Zeul zeilor, aveau și Zeul Soarelui, Zeul Întunericului, aveau până și pe Zeul Desfrâului și al Băuturii. Deci ăștia puteau face tot ce vroiau ei. Fiindcă orice aveau de gând să facă, găseau un Dumnezeu căruia să-i facă pe voie.
În Atena mi se spune că Pavel a văzut acolo și un altar. Ei se gândeau, măi, dar dacă o fi un Dumnezeu pe care noi nu-L cunoaștem și-o ridica de acolo greci un altar Dumnezeului necunoscut. Dumnezeul pe care ei vreau să se pună bine cu toți Dumnezeii. Și când aveau chef să curvească, se duceau la Bacchus, când aveau chef să bea tot la ora, se duceau, când aveau chef să meargă la vânătoare, duceau jertfe lui Artemis, zeița vânătorii, când aveau nevoie de recolte bune, se duceau la Apollo, dacă nu mă, așa, parcă îi spunea zeul acelui, când aveau să meargă la mormântare, aduceau jertfe lui Neptun sau lui Hades, cum îi spuneau ei. Și nu aveau nicio problemă din pricina aceasta. Aveau Dumnezei pentru orice, aveau Dumnezei în toate locurile. Și în Corint, să știți că erau și acolo temple foarte multe. Corint era un loc de intersecție acolo. Era un loc strategic. Acolo, în Corint, era o peninsulă mare acolo, în Grecia, în sudul Greciei, și oricine vrea să meargă din peninsula aceea mare spre continent, trebuia să treacă printr-o strâmtoare acolo și în strâmtoarea aceea se afla Corintul. Și din cauza aceasta, Corintul era un centru comercial, era un centru economic, era un centru religios în vremea de atunci. Era de altfel că capitala regiunii, provinciei înființate pe care romanii au stabilit atunci, care se numea Ahaia. Corint era capitala acolo și din cauza aceasta, Pavel a trecut și el pe acolo. Pavel se ducea pe acolo pe unde erau sinagogi evreiești. În primul rând se ducea la ei. Se ducea acolo și în primul rând predica în sinagogi evreiești. Deci, în a doua lui călătorie misionară, Pavel ajunge aici, în Corint. Acolo întâlnește pe Apollo, pe acest iudeu, fiind de râvnă pentru Hristos. Și împreună acolo, se spune că și lucrau, făceau corturi, au stat un an și 6 luni. A predicat și mulți oameni s-au întors la Dumnezeu. Acum, după câțiva ani din Efes, se pare că Apostolul Pavel aude știri despre ce se întâmpla în Corint și le trimite o scrisoare, le trimite o epistolă. Era, cum a spus, ispita aceasta mare a imoralității din vremea atunci. Romanii, ce s-a întâmplat, că măcar că era stăpânire romană, romanii, ei, la început, se pare că erau un popor cu moralitate foarte bună, dar pe măsură ce au înaintat în cucerie și au devenit un imperiu mai mare, au început să adopte toți zeii grecilor. Le-au dat ei alte nume, dar toți ei au rămas. Și pe măsură ce au adaptat aceste obiceiuri de la greci, moralitatea romanilor a devenit tot mai scăzută. Au fost mulți istorici care spuneau de altfel că asta ar fi dus la căderea Imperiului Roman, imoralitatea, desfrâul în care ei au ajuns să trăiască încet cu încet. I-au importat pe toți. Le-au importat de la greci obiceiurile, le-au importat cunoștințele. Și greaca, de altfel, era o limbă de circulație internațională pe vremea de atunci. Se folosea foarte mult în Imperiul Roman. Primele scrieri se scriau, de altfel, în limba greacă. Apostolul Pavel, când scrie aceste scrisori și prima dată Noul Testament s-a scris în limba greacă. Și abordează multe teme aici în această epistolă. Aș vrea doar să vă citesc câteva cuvinte. Cum începe Pavel epistola spre către corinteni? Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă într-un loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Încă de la început, Apostolul Pavel le aduce aminte. Sunteți sfințiți în Hristos Iisus, prin jertfa Lui, prin credința în El. Dar sunteți chemați să fiți sfinți. Ați mai auzit cuvântul lui Dumnezeu care spunea, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt.
căutați sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Prin urmare, este o sfințire pe care o face Hristos Iisus la început, dar aveți grijă, trebuie să vă faceți și voi partea, să sunteți chemați să fiți sfinți. Aveți și voi ceva de făcut. Cei ce nu iau seama la aceste lucruri și zic că poți să trăiești ca și creștin oricum, doar să crezi, este o minciună mare. Chiar și aici, în multe alte locuri, este scris pe față că trebuie să facem și noi ceva. Dumnezeu ne sfințește, dar sfințirea aceasta trebuie să o ducem noi până la capăt. Mântuirea trebuie să o ducem noi până la capăt. Noi trebuie să rămânem în Hristos. Deci altfel ajungem să fim neplădați. Și abordează aici Apostolul Pavel multe teme, spune el, despre înțelepciunea lui Dumnezeu, care o pune în contradicție cu înțelepciunea lumii din vremea aceea. Grecii, de altfel, erau un popor care aveau școli renumite, Atenee, în care se vorbea despre înțelepciune, școli de filozofie. Pavel vine aici și pune înțelepciunea aceasta a lor, care se căuta mult în Grecia de atunci și Ahaia de atunci, în contrast cu înțelepciunea lui Dumnezeu, pe care el spune să o caute, unde andă poporul lui Dumnezeu, să o caute. Vorbește despre lucrarea apostolilor, vorbește mult despre moralitate. Era o problemă a vremii de atunci. Și își vrea să vă spun că lumea de acum, epistola asta se potrivește perfect și pentru noi de aici. Lumea de acum a fost o vreme, când ei zic, perioada întunecată a evului mediu. Tot ceea ce a fost venea de la greci, a fost lepădat, pus deoparte, din cauza credinței creștine, care de fapt a evoluat într-un sens greșit, în multe războaie. Și ei zic așa, istorici, perioada întunecată, perioada neagră a evului mediu, până când a apărut renașterea. Și renașterea acestei culturi greci, din grecești din nou, adică asta însemna că a crescut din nou arta, a crescut din nou preocuparea aceasta pentru știință și renașterea aceasta a evoluat treptat până în zilele noastre, unde a ajuns la apogeu. Dacă știți de altfel în Apocalipsă, acolo vorbește Dumnezeu spre un țap. Și acolo, țapul ăla, împărăția lui, care era de fapt împărăția grecilor, ajunge până la vremea sfârșitului. Nu se termină. Deci vremea sfârșitului vine cu țapul acesta încă la conducere, cu împărăția aceasta grecilor. Să știți că oamenii din ziua de astăzi, Occidentul a importat. Cum făceau romanii pe vremuri, au importat și ei tot ce a fost de la greci și le duc mai departe. N-au fost toate lucruri rele. Dar, din păcate, au importat și imoralitatea aceasta. Nu mai este nicio opreliște. Se merge tot mai mult, tot mai decădere, tot mai mare. Imoralitatea tot mai mare. Oamenii se fac tot mai stricați și tot mai urâți înaintea lui Dumnezeu. Trecem acum la vorbește pe urmă, abordează Pavel de aici, de asemenea, ținuta în adunări de această epistolă despre darurile duhovnicești, și despre învierea lui Hristos, despre ajutor, despre dărnicie. Foarte multe teme. Este o epistolă foarte vastă. Aflăm multe despre felul de viață creștin doar citind în această epistolă. Și aș vrea să trecem la textul care s-a citit astăzi și aș vrea să vorbim un pic despre cum să ne apropiem de Dumnezeu. Care sunt condițiile ca noi să fim cât mai aproape de Dumnezeu cel veșnic? Aici Pavel face pe bună dreptate o paralelă cu Vechiul Testament, fiindcă atunci oamenii au ajuns să trăiască cu Dumnezeu, mergea de lângă ei, noaptea, ziua în stâlp de nor, noaptea în stâlp de foc. Și de multe ori, acolo unde era cortul întâlnirii, stâlpul acesta de foc stătea deasupra toată noaptea acolo. Dumnezeu mergea în mijlocul lor. Dacă citiți acolo în Exodul, să vedeți un episod în care bătrânii lui Israel, le spune că mai mulți dintre ei au ajuns să vadă pe Dumnezeu și el nu și-a întins mâna ca să-i nimicească. După această prigoană mare pe care au trecut prin Egipt, Dumnezeu a ales
acesta și mergea cu ei prin pustiu. Și acum ne spune aici, pare, face o paralelă și cum? Care sunt condițiile? Noi să ne apropiem de Dumnezeu cel viu și să rămânem cu Dumnezeu cel viu, cu Dumnezeul adevărat. Deci ne spune aici Pavel că mai întâi, fraților, nu vreau să nu știți. O regulă de început. Credința. Nu vreau să nu știu. O dublă negație care e o afirmație care, de fapt, este un are sensul afirmativ. Adică, cum ar spune, cum ar, în alte cuvinte, ar spune, vreau să știți cu siguranță. Vreau cuvântul care s-a venit pentru noi în ziua de astăzi. Vreau să credeți neclintit. Nu cu o credință îndoielnică. Nu oare, poate, oare așa să fie. Nu asta. El ăsta spune Pavel aici. Vreau să știți. Nu vreau să nu știți. Nu vreau să... Le poruncește cu alte cuvinte. Tot Pavel în Epistola către Evrei le spune acolo în capitolul 11, versetul 1, despre credință și spune acolo, credința este o credere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Lucrurile nădăjduite se referă aici la lucrurile, la Împărăția lui Dumnezeu, la mântuirea prin Iisus Hristos. Părinții noștri, toți au fost sub nor și toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Prin urmare, prima condiție să ne apropiem de Dumnezeu este să credem. Să credem în Iisus Hristos, să credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi ne spune aici că botezul acesta este necesar. Prin botez te apropii de Dumnezeu. Spune Pavel că până și cei din Vechiul Testament au, în mod simbolic, au trecut prin, prin acest botez, au fost botezați. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Unde scrie lucrul acesta? Scrie în Exod, dacă citiți acolo, în capitolul 13, versetul 21, Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Apoi mai târziu, când este vorba de trecerea Mării Roșii, vă aduceți aminte cum Dumnezeu prin Moise a făcut să se despartă Marea Roșie în două și poporul Israel a trecut toți prin mijlocul Mării. Ce înseamnă asta? Pavel ne spune că călăuzit de Duhul Sfânt, nu-i vorbele, nu-s vorbele mele, că ei au fost, de fapt, în mod simbolic, botezați în mare pentru Moise. Și noi, în ziua de astăzi, orice credincios se vrea să aibă acces să fie mântuit, trebuie să fie botezat în apă pentru Iisus Hristos. Spunea Domnul Iisus Hristos în Marcu, capitolul 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Asta se predică în toate bisericile pentecostale și în ziua de astăzi. Condițiile acestea, credința și botezul, trebuie ca să ne apropiem de Dumnezeu, ca să avem parte de mântuire, ca să ajungem, poate într-o zi, să vedem fața lui Dumnezeu. Mai departe ne spune tot aici că toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Un lucru mare și ăsta. Ce ne spune aici apare, de fapt, că evreii în trecut se hrăneau duhovnicește tot din Hristos. Prin urmare, Hristos era din veșnicie și Hristos, acolo prin pustiu, mergea împreună cu El, cu ei. Domnul Iisus spunea, eu și Tatăl, una suntem. Când scrie acolo că Dumnezeu mergea într-un stâlp de foc, înseamnă că mergea și Hristos. Și ei se săturau duhovnicește. Deci tot așa cum Moise, din punct de vedere material, a lovit stânca și a curs apă, din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, era o stâncă. Stânca era Hristos. Și evreii se săturau din stânca aceasta. Spunea Domnul Iisus că cine se setează să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, în inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Hristos, spune Scriptura.
Și o altă condiție, ca noi să rămânem și să ajungem să ne apropiem, să fim aproape de Dumnezeu, este ca noi să ne săturăm, să ne săturăm din Hristos. Să ne săturăm cu apele vii, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Hristos și nu cu apele murdare ale lumii acesteia. Apoi vine Pavel și spune aici un lucru, totuși cei mai mulți dintre ei nu au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și detaliază foarte mult, începând de la cuvântul ăsta, totuși cei mai mulți au pierit în pustiu și spune de ce. O grămadă aici de lucruri care te îndepărtează de Dumnezeu, care te fac să pierzi, să mori. Deci a patra condiție ca să fim în părtășie cu Dumnezeu este ca să ne ferim de poftele rele. Sunt pofte care sunt bune. Pofta de a mânca, pofta de a bea apă, somnul. Dar sunt pofte care sunt rele, care sunt păcătoase, care aduc moarte. Și spune că oamenii aceștia, după ce au fost botezați în nor și în mare, după ce au ajuns nu să creadă, au ajuns să vadă pe Dumnezeu, după ce s-au săturat din stânca aceasta duhovnicească care era Hristos, totuși au căzut și au pierit acolo în pustie din cauza păcatelor lor. Au fost, dacă vă aduceți aminte și dacă cercetați Scriptura Vechiul Testament, au fost doar doi care au pornit din Egipt și care au ajuns în Canaan. Restul, și n-au fost puțini, au pierit acolo în pustie. Fiindcă n-au fost credincioși lui Dumnezeu. Și ne spune aici lucrurile care ne descalifică de a mai fi în prezența lui Dumnezeu, care ne aduc moartea spirituală și într-o zi moartea veșnică. Să nu fiți închinători la idol, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut jos să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Idolatria aceasta este, cum a spus, era foarte răspândită atunci în Corint. Se închinau la idol și erau mulți, fiecare cu templele lui. Și spunea Pavel, dacă citim aici, în versetul 19, același capitol, ce zic eu, că un lucru jertfit idolul este ceva, sau că un idol este ceva, din potrivă eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți împărtășie cu dracii. Ce lucru mare. Prin urmare, prin închinare la idol, diavolul îi înșală pe oameni ca să-i aducă lui închinare. Când un om se închine la Dumnezeu străin, la idol, se închină, de fapt, dracilor. Și nu lui Dumnezeu. Nu știu că lui Dumnezeu care zice el că e în spatele statuii respective. Și nu merge nici chiar așa să spui că închinarea la idol e tot una, că nu contează acum. Că mai pup și eu icoanele astea sau statuile astea, nu-i mare lucru. Ba, e mare lucru. În loc să te închini lui Dumnezeu, te închini dracilor. E total invers. Și ce se întâmplă în ziua de astăzi? În vremea aceea, din demult, la greci erau mulți Dumnezei străini. Oare credeți că în ziua de astăzi nu sunt? Și le spun pe față, idol. Când vorbesc, i-auzi vorbind între ei, măi, ce idol ai tu? De multe ori te duci chiar la interviu pentru un loc de muncă. Ce idol ai? Cum adică? Ce pasiune vor să spună ei? V-ați gândit vreodată că puteți să vă închinați dracilor făcându-vă idoli din anumite lucruri și din anumite pasiuni? V-ați gândit odată că lucrurile acestea vă pot îndepărta de Dumnezeu? Nu putem spune aici să luăm parte și la masa Domnului și la masa dracilor. Domnul să ne păzească de lucrurile acestea. Amin. Amin. Idolatria să stea de parte de noi. Să știți că este și în ziua de astăzi. Au fost în vremea de demult fățiși. Și sunt și astăzi în India, acolo, o grămadă care au mulți Dumnezei, multe statui. Dar există și în ziua de astăzi, pe ascuns. Diavolul nu cere închinare așa pe față. Diavolul înșală pe oameni să se închine înaintea lui. Și cei mai mulți se închină. Își iau ca idol fotbalul sau basketul sau nu știu ce cântăreți sau
mai știu eu ce, sunt mulți idoli și în ziua de astăzi. Și mulți oameni, chiar din biserici, le aduc în închinare fără să știe că de fapt e satana în spatele lor. Că satan, la satana se închină, nu la Dumnezeu, cum face astfel de lucruri. Să nu curvim cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Curvia aceasta era un păcat răspândit în vremea ei atunci. Era și curvia aceasta sacră, erau temple închinate lui Bacchus și nu știu căror zietăți, în care se duceau acolo oameni și curveau. Că era curvia legiferată, era, nu era considerată niciun păcat pentru... Apostolul Pavel spune, vedeți că nu e același lucru. De fapt, când începe epistola, începe punând acolo, făcând claritate despre un curvar de acolo din Corint, pe care ăștia îl apreciau pe vremea aceea. Zicea, uite ce om de treabă. Spunea Pavel, nu bine vă lăudați cu lucrul acesta. Nu merge așa cu Dumnezeu. Curvia nu merge cu Dumnezeu. Curvia e un păcat mare înaintea lui Dumnezeu. Curvia te duce la moarte. Evrei în trecut au curvit. Au mers acolo și au curvit cu fetele lui Moab. Și mânia lui Dumnezeu s-a prins împotriva lui, se spune, câteva zeci de mii au pierit din cauza acelui păcat. Să știți că mulți moși în ziua de astăzi. Nu mai sunt templele cele ale curviei. Dar vedeți dumneavoastră, tot felul de imagini stricate circulă pe internet foarte ușor. Și ne spune Domnul Iisus că poți ușor să curvești chiar și privind și poftind. Tot curvie o numește Domnul Iisus. În vechime nu se numea curvie lucrul acesta. Domnul Iisus a spus că tot curvie se numește. Domnul să ne ajute să biruim lucrul acesta. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii dintre ei care au pierit prin șerp. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Măi, oamenii aceștia, mergând prin pustie, de multe ori se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu. Spuneau, este oare Dumnezeu în mijlocul nostru? Păi uite că ni-i foame, păi uite că ni-i sete, că duce în lipsă. Uite că nu vedem numai mana asta sărăcăcioasă, altceva n-am mâncat de bani de zile. Și cârteau și vorbeau împotriva lui Moise și a lui Aron. Și Dumnezeu de multe ori le-a trimis necaz, le-a trimis într-o odată, le-a trimis niște șerpi împocați care îi mușcau și foarte mulți au murit în vremea aceea. Este și asta un păcat care aduce moartea. Domnul să ne ajute să fim mulțumitori. Pavel spunea în epistolele sale, mulțumiți-vă cu ce aveți. Ne spune aici că noi am putea crede că unele din aceste pofte care vin înaintea noastră și ispite sunt prea greu de biruit. Apostolul Pavel spune, nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și miți lucruri să ieși din ea ca să o puteți răbda. Un al cincelea lucru care ne face să ajungem în părtășie cu Dumnezeu este cina Domnului. Și despre aceasta vorbește Pavel aici. El ne spune că prin paharul acesta, prin pâinea pe care o împărțim, ne facem părtași cu sângele lui Hristos, cu trupul lui Hristos și toată biserica devine un singur trup. Să nu-l luăm ca un lucru de apucat. Domnul să ne ajute să ne pregătim pentru cina Domnului și să trecem prin etapele acestea, să nu uităm că și înainte de cina Domnului este nevoie și o pregătire, este nevoie ca noi să ne ferim de poftele acestea rele, este nevoie ca noi să credem în Domnul Iisus, ca noi să avem botezul în apă ca să putem lua parte la cina Domnului și să ne săturăm din această stâncă duhovnicească care este Hristos. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Mai putem să fim atenți 5 minute?
Adrian Marcin, să mai cucet la cuvântul Domnului care s-a citit în seara asta. Oamenii aceștia toți au ieșit din Egipt. Noi toți care suntem aici, probabil toți, zic, ne-am ieșit din Egiptul păcatului. Am fost botezați în apă, i-au fost botezați în Marea Roșie, am fost botezați în nor, am fost botezați cu Duhul Sfânt. Am mâncat și am băut aceeași mâncare duhovnicească, cuvântul care se propovăduiește, cuvântul Evangheliei. Ce vrea să zică până aici cuvântul Domnului, zice, și totuși, apare în versetul 5, totuși. Adică, cu alte cuvinte, dacă ai toate astea care le-am enumerat, ritualuri, ceremonii, botez în apă, e partea cina Domnului, toate lucruri. Și totuși, faci cele patru sau cinci lucruri care scrise aici, sunt mai multe, dar zice numai patru, vorbesc de patru pe scurt, să nu. Degeaba. Ritualul nu mântuie. Și aș vrea să cugetăm un pic la primul lucru, versetul 7, să nu fiți închinători la idoli. Ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul s-a așezut să mănânce, să joace. Dacă citesc în Coloseni, capitolul 3 și 5, nu mai avem idol cum aveau ei, dar zice aici, de aceea omorâți mădularele, noi trebuie să le omorâm, voastre care sunt pe pământ, curvia, revin la ea că este scris aici într-un sănu, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este ce? O? Închinare la idol. Cuvântul Domnului ne vorbește despre astfel de idol. Lăcomia mea. Să am este o închinare la idol. Domnul să ne păzească. Amin? Amin. Primul să nu. Să nu fiu închinător la idol. Să nu fiu lacom. Domnul să mă ajute și să ne aștept pe toți. Amin. Să nu curvim cum au făcut unii din ei. Al doilea, să nu curvim. Un om al lui Dumnezeu zicea că curvia este foarfeca diavolului. Repet, curvia este foarfeca diavolului. Momentul când omul păcătuiește la nivelul trupului, diavolul vine și taie în primul rând relația cu soția lui. Se taie. În al doilea rând, diavolul vine și taie relația la nivelul comunității. Ajuns să disprețuiesc frații, ajuns să nu-i mai vezi bine ce și cu ăștia, înguștii ăștia și mai departe. Și în al treilea rând, diavolul vine cu farfeca lui când păcătuiești și curvești și taie relația ta cu Dumnezeu. Că păcatul asta face. De aceea zic, Domnul să ne ajute să veghem asupra noastră să nu curvim. Amin? Amin. Amin. Domnul să ne ajute. Al treilea. Să nu. Versetul 9. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei și au pierit prin șerpi. Cu ce l-au ispitit ei pe Domnul? Cu mâncarea. Mi s-a scârbit sufletul, ziceai, de această mâncare proastă. Să nu ispitim pe Domnul, că avem cuvânt în casa Domnului. Zice, au pierit prin șerpi. Știți cum am numit aici? Șerpii, știți cum se înmulțesc? Majoritatea șerpilor se înmulțesc prin ouă. Foarte, foarte puțini șerpi fac. Majoritatea se înmulțesc prin ouă. Dacă ai un ou acasă și iei un ou și zici, un ou nu-i periculos. Cu ce-i periculos un ou? Ce poate să-mi facă un ou? Dar dacă ții un ou micuț în inima ta, sau două, sau trei, sau zece, ispitindu-l pe Dumnezeu și fii nemulțumit, ou acela naște un șarpe înfocat în inima ta. Și șarpele alea te mușcă și te omoară. Doamne, ajută-mă să nu te ispitez niciodată. Amin? Amin. Ajută-mă, Doamne, să fiu mulțumitor cu hrana din casa ta. Că este hrana duhovnicească, care mă duce spre viața veșnică. Și în ultimul rând zice, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei și au fost nimiciți de nimicitorul. E așa de ușor să cârtesc. Marțea asta am vorbit un pic aici despre nemulțumirea care este în sufletele oamenilor în general. Domnul să ne ajute să fim mulțumitori în sufletul noastră pentru toate lucrurile. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Domnul ne-a vorbit în seara aceasta prin Tatăl Cer, ne-a vorbit prin cântări, ne-a vorbit prin cuvântul Domnului. Aș vrea să mulțumim Domnului și aș vrea să ne încredințăm sufletele noastre în mâna credinciosului zidnitor.
care poate să ne ducă să ne așteze mântuirea până la capăt, grețându-ne pe noi, casele noastre, copiii noștri și tot ce a nostru la Domnului, inclusiv biserica. Slăviți să fie Domnul, ne rugăm cu toții.